Cei care vor un aparat electrocaz din nou și locuiesc în județul Hunedoara pot da la schimb cu un aparat vechi. Vor primi un voucher cu care să fie scutiți de o sumă de bani dacă își cumpără un televizor, frigider, mașină de spălat trufe sau mașină de spălat vase. Toți aceștia au la dispoziție o nouă sesiune de înscriere în cadrul programului Rabla pentru electrocaznice, fiind cea de-a doua etapă. Fondurile care vor finanța această nouă sesiune sunt cele rămase necheltuite din prima sesiune, încheiată la sfârșitul săptămânii trecute. Începând de marți, 18 iunie 2019, sumele aferente voucher ne neutilizate în termenul de valabilitate, precum și diferențele rezultate din modificarea eficienței energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului de la o clasă superioară la o clasă inferioară, în cadrul Programului Național de Înlocuire a Echipamentelor Electrice și Electronice Uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic, sunt disponibile. Înscrierile persoanelor fizice se realizează prin intermediul aplicației electronice pe pagina web a Administrației Fondului pentru Mediu. Finanțarea se va acorda sub formă de vouchere pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, voucherul fiind calculat în funcție de clasa energetică.